În timp ce Rusia comasează trupe la granița cu Ucraina pe fondul temerilor unei posibile invazii, Ucraina a apelat la Israel pentru ajutor. Ministrul ucrainean de externe, Dimitro Kuleba, a declarat ieri televiziunii israeliene că există o cooperare foarte profundă între țara sa și Israel. Kuleba a spus că Kievul a cerut Ierusalimului ajutor pentru apărare aeriană și cibernetică. Liderii ucrainieni au minimalizat temerile occidentale cu privire la un atac rusesc și au spus că este greu de prezis ce va face Moscova. Cu toate acestea, Kuleba a declarat miercuri reporterilor că, dacă Rusia semnalează că se pregătește să invadeze, Ucraina va răspunde, potrivit CBN. Israelul nu crede că va exista un conflict violent între Rusia și Ucraina în curând. Secretarul de stat, Antony Blinken, l-a sunat pe Lapid și i-a cerut Israelului să transmită un mesaj care subliniază importanța detensionării pentru Rusia. Oficialii israelieni au discutat cu oficialii ruși, iar Lapid se așteaptă să se întâlnească în curând cu omologul său rus. În timp ce tensiunile rămân mari, Putin a indicat că Rusia este încă deschisă către o soluție diplomatică. Majoritatea israelienilor mențin opinii similare cu privire la chestiuni interne de interes major, inclusiv problema palestiniană, economia, echilibrul dintre religie și stat și echilibrul corect între organele separate de guvernare. Acest lucru a fost remarcat de ministrul israelian de externe, Yair Lapid, care a susținut într-un discurs la conferința anuală a Institutului de Studii de Securitate Națională de la Tel Aviv că înclinația mondială de a împărți sferele politice în tabere de dreapta și de stânga nu înfățișează realitatea. Ministrul Lapid, care a fost arhitectul guvernului în exercițiu din Ierusalim, a respins totodată convingerea comună că actuala coaliție de la guvernare a fost formată pe singura premiză a urii îndreptate față de fostul prim-ministru Benjamin Netanyahu. Înaltul diplomat al Ierusalimului a mai afirmat că cel mai mare dușman al statului evreu nu îl reprezintă amenințările din exterior, ci amenințările din interior, oferind o listă lungă de astfel de amenințări. Alianța Evanghelică Spaniolă, împreună cu 12 denominațiuni și entități evanghelice din Spania, a emis o declarație prin care denunță restricționarea libertății de către autoritățile spaniole prin diferite inițiative legislative care atacă drepturile fundamentale precum libertatea de conștiință sau de exprimare. Evanghelicii spanioli denunță faptul că libertățile fundamentale sunt în pericol din cauza inițiativelor legislative autoritare și cer pentru toți dreptul de a gândi diferit și de a se exprima liber. Declarația amintește că în timpul dictaturii din Spania, evanghelicii au opus o rezistență civilă împotriva îndoctrinării naționale romano-catolice la școală și a altor presiuni, iar acum în plină democrație, evanghelicii constată cu uimire că îndoctrinarea începe din nou să fie practicată. Se oferă drept exemplu educația în care se impune o ideologie a conformității obligatorii. Organizațiile evanghelice, care reprezintă sute de biserici evanghelice, își exprimă îngrijorarea cu privire la privilegiile care sunt acordate comunității LGBTQ. Un angajat creștin care a fost concediat pentru că a refuzat să meargă duminică la muncă pentru a merge la biserică a câștigat un proces într-un dosar antidiscriminare împotriva Tampa Bay Delivery Service, un furnizor de servicii de livrare Amazon din Florida, Statele Unite ale Americii. Sindicatul angajaților, care a depus plângerea în numele angajatului, a confirmat că firma îi va plăti despăgubiri de $50,000. Purtătorul de cuvânt al sindicatului a explicat că angajatul a cerut să nu fie programat să lucreze duminica pentru a putea participa la slujbele bisericii. Când firma l-a programat pentru o tură de duminică, el le-a reamintit că nu poate lucra duminica din cauza religiei sale. Cu toate acestea, el a fost concediat. Motivația judecătorilor s-a bazat pe legislația drepturilor civile, adoptată în 1964, care interzice discriminarea bazată pe religie și impune angajatorilor să se adapteze în mod rezonabil la credințele religioase sincere ale angajatului, cu excepția cazului în care ar reprezenta o dificultate nejustificată.